Salut, doamnelor și domnilor, domnule președinte, domnule președinte ALDE, distinși reprezentanți ai sindicatelor, cărora le mulțumesc pentru ani de zile de discuții, de colaborare și de idei bune pentru noi. Felicitări, Marius, pentru gândul bun și pentru ideea ta de a te alătura nouă. Cred că ești un mare câștig pentru noi și mă bucur că vii alături de noi. Și cred că după cuvintele frumoase pe care le-au adresat reprezentanții organizației de tineret, reprezentanta organizației de femei, eu în calitate de reprezentant al seniorilor, vreau să vă propun ca pentru această funcție, așa cum presupun că vă așteptați, să îi acordăm votul colegului nostru, domnului Marian Oprișan. Nu este un lucru surprinzător. În ciuda eforturilor pe care adversarii noștri politici l-au depus în ultimele săptămâni, efort care s-a dus în direcția încurajării cât mai multor colegi de-ai noștri să intre în dispozitive de frondă, să intre în dispozitive de negare a autorității și a competenței colegilor noștri, să ofere variante care să producă schismă. Cred că efortul pe care l-au făcut pentru a ne dezbina reprezintă și faptul că ne percep în actuala formulă ca fiind greu de dezbinat și greu de învins.